Sânziana Negru este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe din România. Ce își propune pentru anul 2024? De ce spune Câștigătoare America Express că 2023 nu a fost un an preferat? Sânziana Negru este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe din România. De-a lungul anilor, frumoasa șatenă s-a lăsat surprinsă în diferite ipostaze incendiare care i-au adus popularitate, mii de licheuri și sute de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Ce își propune Sânziana Negru să facă în 2024? Sânziana Negru a mărturisit că se bucură că 2023 s-a încheiat, motivând că a fost un an în care a obosit-o foarte tare. Câștigătoarea a dezvăluit că, în ciuda multor lucruri pe care le-a făcut, anul care a trecut nu a fost unul preferat. În ciuda multor lucruri pe care le-am făcut anul trecut, 2023 nu a fost un an preferat. Mă bucur că am început și am dus la capăt multe lucruri, dar mă bucur și că s-a terminat un an care m-a obosit foarte tare. Fizic și psihic. Rezoluții de început de an nu am avut niciodată, dar am una anul ăsta. Un singur proiect. Eu. Eu sunt singurul proiect de care mă ocup anul ăsta. A fost mesajul transmis de Sânziana Negru prin intermediul rețelelor de socializare. Așadar, în 2024, Sânziana Negru e decisă să lucreze mai mult la ea și să se focuseze în totalitate asupra propriei persoane. Se vede Sânziana Negru mireasă întrebată cu ceva vreme în urmă dacă își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Sânzeana Negru a mărturisit că nu și-a dorit și nu și-a imaginat niciodată cum ar fi să meargă la altar. Câștigătoarea America Express recunoaște însă că, dacă bărbatul de lângă ea și-ar dori acest lucru, ar fi dispusă, evident, să-l facă. Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta mi se pare o convenție care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu, a declarat Sânziana Negru, la detectorul de minciuni al lui Seli.